Da. Și am observat că după mai mult, cred că mai mult de 3 ani de zile apare treaba asta, când vrei să mai piperezi relația, am să vă mai vorbesc un pic de relații, e chestia aia cu, știi, mai e o fantezie de aia cu o treabă, cu o chestie, cu... Și mai propui așa ca bărbat, mai, te-ar mai gândea, te-ar mai tenta așa un pic să mai încerci o chestie și anumit sexul între ei. Sunt bărbați care au fantezia asta? Vă rog, aplaudați dacă sunteți. Bine, tu ești între doi băieți, nu la asta m-am referit. Cumva... Da, e ok și așa. Ok, bravo. No, în principiu sunt mult mai mulți de atât, dar na, aici, na, să nu se ia de mine, să nu... Eu am observat... Eu, știi, cum te numești? Marius? Marius. Marius, ok. Ești curajos, foarte bine că ai recunoscut. Uite, Marius, care treaba... Eu nu înțeleg fantezia asta, să-mi bag piciorul. Știu că o au oamenii, știu că e o chestie comună, dar nu înțeleg eu din punctul meu de vedere, pentru că eu sunt conștient de cât de mult pot eu. Eu recunosc că fut nașpa. Eu abia mă descurc în doi. O a treia persoană n-ar face decât să mă încurce. Păi, dar aș fi acolo cu... și vine aia peste mine. Ho! Stai, că termin în 2 minute și vin și la tine. Adică... Nu-i foarte complicat, nu-i mult de... Știi cum am impresia? Marius, ăștia care visează la sex între ei, am impresia despre ei că fut așa de bine, încât vor să ridice nivelul de dificultate. E ca la olimpiadă, știi? Mă duc cu 12 într-o săptămână, ridic și la feta, nu mai pot. Eu sunt bab picioarele, recunosc, singurul caz în care m-aș bucura de o a treia persoană în pat ar fi dacă persoana ar fi bărbat. Dacă ar fi bărbat... Și-ar face el treaba pentru mine, adică să o fută pe ea. Și eu să fac ce știu mai bine, adică să stau într-un colț să mă uit sau ce. Asta nu sună foarte bine, așa e? No, ok, da. No. Simt că am nevoie să explic. Nu asta știu să fac cel mai bine. Adică, și prima oară stand-up și după aia să mă uit la oameni. Dar când spun că mă uit la oameni care se fut, data viitoare când face sex, nu vă uitați pe geam după mine, că nu... În sensul că mă uit la filme pentru adulți, dar bănuiesc că se uit toată lumea, nu? Nu. Sunt studenți în pula mea. Sala asta râgă-i de labă. Nu-mi ziceți că nu. Am văzut și eu cum e prin căminile alea. Deci mulți din voi labă v-ați dat înainte să ajungeți aici, în pana mea. Și cine nu și-o dat până azi, până la ora asta, aș vedea acum, în timpul show-ului chiar cu noi. Nu-mi spuneți că nu, vă masturbați, vă uitați la film porno. Nu, boss, nu, dragi, nu. Eu, calculatorul meu se deschide singur. Intră pe porno, își dă o labă și se închide. Eu nu ating. Eu nici când mă piș nu pun mâna pe așa, o sprijin de colac, să-mi bag picioare, dacă nu... După aia când o scutur fac piruiete. Știți, Doamne ferește, cum să nu? Hai, bă, să recunoaștem, cum să nu te uiți la film porno? Marius, nu? Tu te uiți? Bravo, bravo. Îl aplaudă unul că se uită. Vezi, bă? Vezi, Marius? Vezi, când ai mai prins tu 3 oameni să te aplaudă că te uiți la film porno? Unde mai prins tu treaba asta? Zi sincer. Eu de asta am apucat de stand-up, ca să mă aplaudă lumea la labă, să mă apiar, dacă nu. Eu fac labă. Auzi, hai să întreb, dacă nu-ți prea... De ce te uiți? De plăcere, probabil, nu? No. Și eu mă uit de plăcere, Marius, dar eu mă mai uit dintr-un alt motiv, unul mai rar. Pentru că pe mine mă fascinează ce se întâmplă în filmele pentru adulți. Pentru cei care nu știu, adică toți, pentru că... Haideți să vă zic eu. În filmele pentru adulți există o categorie aparte de femei. Știți la ce mă refer? Nu știți. Acolo există femeile alea care nu există nicăieri în realitate, dar acolo e plin de ele. Femeile alea cărora le place să facă sex oral. Dar nu doar că le place, își doresc să facă, dar nici măcar că sunt obsedate să-l facă. Le-ați văzut? Seara care intră într-o cameră de 6 inși și fac pulă! Bă, îți genul de deci, femeia aia, dacă ar exista pe bun în realitate, te-ar căuta noaptea pe stradă, s-ar fute o rang în cap, s-ar face o mui și ar fugi! Mă jur, mă uit acolo și nu-mi vine să cred, bă, o suc cu a ta bucurie și a ta entuziasm, că aproape că-ți fac și ții poftă! Deci, mă jur, ca bărbat, dacă n-ai avea și tu una, și n-ai ști că dacă nu o speli pute, ai zice că, bă, dă-o un pizda, mă zi. Ce mănâncă aia acolo, iau? Îi curg bale din gură. Sneakers ceva, bă, vreau să încerc și eu. Ești prost, dar cum să nu vrei, uite? Și
Problema cu pornografia că îți oferă niște informații total greșite, total eronate. Pentru că când o descoperi, ai 12, 13, 14, 15 ani, oricum mult ai înțifuț. Și tu când vezi cum fac oamenii ăia acolo, toate femeile, îți dă o perspectivă greșită. Pentru că femeile sunt într-un fel și bărbații au niște... Fulăloaici, cum se cheamă alea? Când am văzut unul de la, am zis că ăsta bate nuci cu ea. Au niște pu... Deci, o intrat la un moment dat unul, cu alta pulă, în care mi-am zis, bă, ăsta e handicapat. După aia au mai intrat altul și am zis, și-o handicapat. După aia au mai intrat încă o trei și am zis, dacă asta e normal, înseamnă că eu sunt handicapat. Dacă așa trebuie să arăt, înseamnă că mie îmi lipsește o parte din corp. Ați văzut cât am pulălălălău au? Că ăia dacă te fut capăr, n-ajung să te prindă de păr. Bă, nu-i normal! Adică, îi cineva nu există, nu? Dacă le adun pe toate, nu e de la atâta. Să-mi bag picioare, dacă nu. N-ai cum să ai atâta pulă, deci dă-o dracului. Și e nasol că tu vezi treaba asta, că, și ca copil prost, ca băiat cel puțin. Ai 12 ani și vezi un film pe la pornă, vezi că bărbații... O împingi pe aia, primul an schimbă, ăsta e Vlad Țepeș, să-mi bag pula. O tragi, o pedepsești. Și vezi bărbații că fac aia, parcă vâslesc, mă. Și femeile care... Tu ai impresia, bă, așa e normal. Îmi lipsește mie ceva, dar femeia trebuie să facă asta. Și tu, ca prostul, când o gândești, bă, când prima oară că rămân singur cu o femeie, când i-a rășlițul, aia o să fii, vai, pulă! O să fugă după pulă, parcă fugi după Pokémon. Nu o să întâmple treaba asta, că tu, ca prostul, i-a rășlițul și reacția o să fii, și așa e. E un penis. Și deși e așa de mic și de strâmbă. Cel puțin așa am auzit, nu?